congres 2015 în Barcelona. Sunt la standul celor de la LG și discutăm acum despre un smartphone ce vine cu sistemul de operare Firefox. Device-ul se numește FX0 și vorbim despre Firefox versiunea 2.0. Acum un an, ultima oară la Mobile Congress, am mai discutat, am mai avut în prim plan câteva review-uri la două telefoane, dacă nu greșesc, ce veneau cu sistemul de operare Firefox, însă erau niște versiuni anterioare. Această versiune, cât am butonat telefonul 10 minute, 15 minute, funcționează mult mai bine față de precedenta versiune. Trebuie să ținem că sistemul de operare a fost făcut de la zero. Vorbim despre un sistem de operare creat în HTML5. Toate aplicațiile de web, site-uri, aplicații speciale pentru internet create în HTML5 pot fi portate către acest sistem de operare fără absolut nicio problemă. Dacă ne uităm la design, putem să vedem că partea din spate este transparentă, este destul de interesantă. Cu siguranță telefonul atrage poate mai mult decât de obicei developeri și persoane interesate de tehnologie. Deja există foarte multe modări ale acestui device. În general, telefoanele care vin cu Firefox pot fi foarte ușor modate, configurate cu alte sisteme de operare. Dacă ne uităm puțin pe un meniu, observăm modul de apelare, mesaje, contacte, browserul Firefox, care bineînțeles că nu putea să lipsească. Există un marketplace care anterior nu se regăsea în versiunile anterioare. Vorbim despre, dacă aducem în prim plan părțile hardware, vorbim despre un display de 4,5 inch HD. Rulează pe acest device sistemul de operare Firefox 2.0 împreună cu un procesor de 1,2 GHz quad-core. Vorbim despre o cameră frontală 2,1 megapixeli, excelentă pentru selfie-uri și în videoconferințe. În spate vorbim despre o cameră de 8 megapixeli. Memoria internă este de 1,5 GB de RAM și 16 GB pentru stocare fișiere. Telefonul este 3G sau 4G, depinde de versiune și de piața în care se vinde. Bateria este 3700 de mAh. Telefonul cu siguranță o să fie pe placul unora dintre utilizatori. Aceasta este scurta prezentare a lui FX0. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe site-ul nostru telefonultău.eu.